Hei, salut, bine v-am regăsit! Numele meu este Andrei Vulpescu, sunt autor și blogger de relații și astăzi vreau să vă provoc să vorbim despre ispite. Ce facem cu ispitele în viața noastră? Pentru că se pare că trăim pe repede înainte și cumva nu prea avem cum să le evităm. În primul rând trebuie spus faptul că ispita nu ține cont de statutul tău. Ea există oricum. Asta este primul lucru pe care trebuie să-l conștientizezi, faptul că ispita există oricum. Nu contează că ești single, nu contează că ești într-o relație sau că ești căsătorit. Nu ține cont de chestia asta. Ea există. Ceea ce înseamnă că alegerea îți aparține. Și atunci, ce facem cu ispita atunci când apare în viața noastră? Evident, în momentul în care suntem într-o relație și suntem căsătoriți, pentru că nu ne interesează să dezbatem postura de single, pentru că acolo e clar, poți să faci ce vrei. Ei bine, în momentul în care ești într-o relație sau ești căsătorit, cea mai bună variantă de a nu fi deloc atacat sau de a nu fi deloc ispitit este conștientizarea adevărului. Ce înseamnă conștientizarea adevărului? Conștientizarea propriei alegeri, și anume de a fi într-o relație sau de a fi într-o căsnicie și responsabilitatea pe care o ai în urma acestei alegeri. Asta este adevărul și asta e conștientizarea adevărului. În momentul în care tu conștientizezi alegerile pe care ai luat-o și o respecti, îți este simplu să spui nu mulțumesc. E cât se poate de simplu să spui nu mulțumesc. Vezi cât de simplu e? Pot să existe miliarde de conjuncturi, miliarde de ispite, miliarde de posibilități. Dacă tu ești conștient de adevărul tău, dacă tu știi ceea ce îți dorești, dacă tu îți respecti alegerea, nu se poate întâmpla nimic. E simplu, nu credeți? Ei, dragii mei, s-a mai încheiat încă un scurt episod. Scurt, dar condensat, zic eu. Drept urmare, vă invit să dați subscribe dacă v-a plăcut aici la canal și, bineînțeles, să îmi propuneți teme de discuție. Dacă aveți întrebări, dacă aveți sugestii, vi le aștept, comentați, subscribe, ne vedem data viitoare, pa!